Mănăstirea Sfântul Ioan Rusul, de lângă localitatea constanțeană Palazul Mic, și-a sărbătorit ieri hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la altarul de vară al așezământului monahal. Am săvârșit astăzi aici Sfânta Liturghie pentru a marca sărbătoarea hramului care a fost ieri, astăzi venind aici mulți credincioși. Această mănăstire se face cu multă jertfă, cu multă dragoste și cu bucurie. Credincioșii au multă evlavie la Sfântul Ioan Rusul, cel care este o pildă de vețuire pentru noi toți, o pildă de răbdare, de credință, de nădejde și de jertfă. Înființată cu un an în urmă la marginea unei foste cariere de piatră, mănăstirea este un important centru religios pentru tinerii județului Constanța. Avem de gând să înființăm în această mănăstire o tabără pentru tineri, unde se vor face seri duhovnicești, unde ne vom întâlni cu toții și vom face întâlniri și vom discuta despre problemele lor, problemele vieții lor, despre patimi, despre spovedanii, împărtășanii și îndreptarea vieții. Alături de Sfântul Ioan Rusul, mănăstirea mai poartă hramurile Sfânta Matrona din Moscova și Duminica Sfinților Români.